Un om își pune capăt zilelor potrivit statisticilor Organizației Mondiale Sănătății. În România, rata sinuciderilor este de 12 cazuri la 100.000 de persoane, conform studiilor realizate de Federația Mondială a Sănătății Mintale. Tot mai mulți români încearcă să-și pună capăt zilelor. Numărul cazurilor de suicid crește de la an la an cu 10-15%. Numai în 2007 în spitalele Eșena au ajuns peste 1100 de persoane cu astfel de probleme. Marea majoritate tineri cu vârsta până în 35 de ani. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență Iași speră ca proiectul de asistență psihologică să micșoreze numărul celor care își pierd orice speranță. Fără suport psihologic integrat, fără un centru de excelență în suicidologie, aceste cazuri devin o problemă socială. Este un fenomen îngrijorător și o adevărată epidemie. Ținem cont că este principala cauză de mortalitate la tineri între 15 și 34 de ani. Nu sărăcia este prima cauză de sinucidere, ci anomia socială. În Moldova a apărut un factor nou, acest sindrom pe care eu nu l-aș numi sindromul Italia, ci sindromul hispano-italic. Fără suportul afectiv, care e cea mai mare bogăție, fără modelul parental, care este un factor foarte important, nu se poate, nu folosește la nimic creșterea nivelului material. Pentru a preveni sinuciderile în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă peste hotare, în Petroșani funcționează de 3 ani un centru de asistență psihologică pentru minori. Aici vin în fiecare lună sute de adolescenți.